Fiecare om merită o recuperare cât de bună se poate, de aceea construim acum un nou corp la clinica de balneologie și reabilităm un corp vechi unde a fost un bazin mare, cred că cel mai mare din vestul țării, dar care de 15 ani a fost închis. Noi îl reabilităm și acolo vor fi mai multe săli de tratament cu apă, galvanice pentru oameni, mai ales în vârstă, care au reumatism, care nu au avut unde să meargă în ultimii ani, în Timișoara sau în toate regiunile, de fapt în Banat. E un proiect mare, peste 4 milioane de euro pe care le investim, am fost pe șantier. Arată foarte bine și imediat ce votăm bugetul local o să lansăm și licitația pentru dotări. O să fie un nou spital ultramodern, pentru că sănătatea tuturor contează și mai ales timișorenilor în vârstă. Peste 5-600 de pacienți pe lună o să meargă acolo când e gata în toamnă. Abia aștept să primim primii pacienți acolo.